La mina de plumb a venit părintele Rață și stătea sub patul meu. Sub patul meu, pe patul de jos, erau suprapuse paturile. Și a îndrăgit oarecum părintele Rață, Ion, greco-catolic, a îndrăgit pentru că participam la rozar și îi plăcea că îl știam și în limba latină și în limba română. Participam la această rugăciune și fără lipsă de bodăsie o particip și astăzi. Și a început să vorbească cu mine despre educație, despre cultură, despre cultură și așa mai departe. Și atunci mi-a spune, Cornel, tu știi de unde vin eu? Nu știu, părinte. Eu vin de la Sighet. De ce e la Sighet, părinte? Păi la Sighet sunt toți foștii miniștri și toți preoți, romanul, greco-catolici și mai puțin ortodoxi. Așa a fost. Și ce vreți să-mi spuneți? Vreau să-ți dezvălui ție un secret. Ce secret, părinte? Cum a murit părintele și cum am ajuns eu în celulă cu Iuliu Maniu? Cum ați ajuns, părinte? Zice, eu eram mai tânăr și Maniu nu... să nu te îngrețoșezi de ceea ce să spun, pentru că eu spun asta din cuvintele părintelui pe care l-am evocat. Zice, m-a dus într-o celulă și mi-a spus să am grijă de un bătrân. Dar nu mi-a spus numele. Pentru că nu era voie să știe că în celula cu tare la Sighet, eu am fost la Sighet. Era așa. Lampa de la celula numărul 9 s-a stins. Asta însemna că a murit cel care era. Dar acest număr 9 sau 12, sau 15, sau 17, sau 29, erau cu nume la Direcția Securității din București. Și acest ciolpan, care a fost la Sighet, acest cretin, sau inuman, sau bestie, sau ce știu cum să-l numesc, ciolpan a fost directorul închisorii, nu avea voie, ai auzit de el, nu avea voie să-i spună numele, pentru că el avea pe număr și trebuia să raporteze la București telefonic, dar asta absolut autentic, nu basme și copilării, eu nu vorbesc basme. Trebuia să anunțe moartea cuiva, lui Brăteanu, a lui Cutare, a lui Lepedatu, a lui Cutare, ministru și așa mai departe. Și trebuia să spună, s-a stins becul la numărul 9. Asta înseamnă că a murit, eu acum nu știu dacă e numărul 9, eu am fost în celula lui Maniu, am și fotografii, păcat că nu le am aici. Da, am fost și eu. Așa, dar am fotografii în celulă unde are, asta cum zice, zeghia pe marginea patului. Ai fost, deci știi, deci nu fabulez, nu? și fotografii o are. Da. Cum a relatat Ciolpan până la urmă? Poftim? Ciolpan, cum s-a descurcat? Așa, și atunci Ciolpan a spus, s-a stins becul la numărul 9. Asta le știu de la părintele Rață. Pentru că el a fost dus acolo să îngrijească pe Maniu. Ce trebuia să facă? Nu fusese la vecel de câteva luni. Făcea pe el. Iartă-mă, e greu să spun, că nu am spus că e foarte urât ceea ce... Ori eu pe părintele Rață l-am apreciat la superlativ și doresc să aibă o dictă veșnică precisă, e mort. Că era mult mai vârstă decât mine. Și zice, Cornel, am intrat acolo, dar n-am putut să stau. Acolo nu se putea intra. Trebuia cu mască, cumva să intre, că era o putoare, tot. Fecalele erau pe el, dar întărite. Și nu puteam să le dau jos. Și am cerut o bucată de lemn sau de scândură să-i pot da. Deci el făcea pe el și se usca. Tot era plin cu vermi. Ai auzit astea? Nu le-ai auzit? Le auzi de la un preot, nu de la mine. Tot era plin cu vermi. Îl mânca vermi. Și atunci nu puteam să-l spăl și să-l îndrept, că și eu eram închis acolo cu ei, îmi spunea părintele. Și am bătut în ușe să-mi aducă un lighean și o scândurică, o scândură, ca să-i trag murdăria de pe el și de pe făcea în zeghe
în zeghe păcea. Se chipui că s-au format o muscă sau ceva. S-au format vierme. S-au format vierme și îl mâncau vermii. Și l-a mâncat vermii pe Iuliu Maniu. Asta ți-o spun deschis în fața oricărui tribunal din lume. Așa. Părinte, dar totuși, ce ați făcut? Zice, am început să-i rad murdăria de pe zeghe într-un lighean și iar băteam în ușe și iar mă duceam cu ei la văce și iar aduceam viceul. Pe urmă, încet, încet, am reușit să-i dau pantalonii, dar numai prin ruptură, pentru că erau deja putrezi. Putrezi pe el. Nu l-a scos la veceu luni de zile. Luni de zile, îmi spunea părintele Rață. Zice, așa am început să-l curăț tot să-l curăț pe picioare și l-am spălat, l-am... ca un preot. Deci, un creștin adevărat. Și pe urmă ce a fost, părinte? Pe urmă a murit. A murit în celulă, fără nicio prohod sau ceva. Pe el l-a scos, pe urmă a auzit și el că a murit, l-a scos din celulă după ce l-a curățit. Nu l-a lăsat la veceu luni de zile și a făcut pe el. Astea pot spune despre Iuliu Maniu. De-aia m-am dus în celulă, să văd și eu celulă. Și am văzut-o. Și am fotografia ei. Multe s-au spus pe urmă. Conversațiile care le aveau Maniu cu părintele Rață în limba franceză pentru a nu înțelege cei de la supraveghetorii, milițierii, pentru a nu înțelege rostul cuvintelor. A avut o conversație cu Maniu ca să o lase urmașilor lor. Totdeauna Maniu a spus să nu se răzbune nimeni. Nu vă răzbunați. Asta a mai spus-o și în aiut cineva. Un mare cărturar. Să nu vă răzbunați. Nu a dorit răzbunare, nu a cerut nicio pedeapsă pentru nimeni și așa a murit în păcat în prezența părintelui Rață Ion.